Fii atent la invenția mea! Am reutilizat aricii tăi vechi pentru atașare. Bine că mă tuturasem de teren și ăștia. Wow, să am din nou tehnologie. Ce bine este când ai totul la îndemână. Hei, se pare că voi doi vă distrați. Oh, ametist, ce părere ai? Arăți ca un pătrat. Este un dreptunghi. Adevărat. Oricum, sunteți gata de plecare sau nu? Plecare? Da, ametist și cu mine vrem să ieșim pe afară. Și voiam să vii și tu. Să ieșim? O, da! Asta e ceva ce fac prietenii. Deci, unde vreți să mergem, prieteni? Ta-da! Iată parcul de distracții! M-ai adus să văd un semn? Na, na, trebuie să intri înăuntru. Un circuit de transport cu viteză mare! Și un montan rus! Trebuie să încerci cea mai distractivă chestie, mai întâi. Îndrăzneți! Vreau să-i înțeleg logica! Trei, vă rog! Sigur, dar avem niște reguli noi acum. Scuze, prieteni, se pare că echipa voastră trebuie să mai crească pentru a putea intra. Eu nu trebuie să mai cresc. Înălțimea mea indică că sunt rară și importantă. Lasă-mă să intru, ciobule! Iar vreți interdicție pe viață? Nu, mersi, domnule Smiley. Echipa pitică, afară!